Curtat de numeroase cluburi din Liga 1 în această vară, Denis Alibek a ales cu inima și s-a întors acasă, la clubul care l-a promovat în fotbalul de mare performanță. Atacantul este cel de-al 13-lea transfer din această vară pentru Farul Constanța, care speră ca în acest fel să alcătuiască un lot care să-i permită calificarea din nou în play-off-ul campionatului. Da, sper să am din nou un sezon foarte bun, dar nu cred că voi mai prinde un transfer așa de mare, pentru că am și eu o vârstă. Dar cu siguranță voi face totul să fim acolo sus. Da, o să fie un campionat greu, toate echipele s-au întărit și au luat jucători buni, dar eu zic că vom fi în play-off cu siguranță și de ce nu să ne batem la primele locuri. Născut în Mangalia, Denis Alibek este un produs al Centrului de Copii și Juniori de la Farul Constanța, club pentru care a și debutat în Liga 1 în sezonul 2008-2009, într-o partidă cu Oțelul Galați. El este dublu campion al României cu Astra Giurgiu și CFR Cluj, câștigător al Cupei României cu Astra Giurgiu și a fost declarat fotbalistul român al anului 2016. De asemenea, atacantul are 23 de selecții și 2 goluri la prima reprezentativă a României, cu care a participat la campionatul european din 2016. Pe lângă acestea, în cariera sa, Alibek a mai evoluat pentru Internaționale Milano, Mechelen, Bologna, FCSB, Atromitos și Kayserispor,